Salutare, dragi oameni! Sunt Vlad Luca și vă spun bun venit la un nou episod din cadrul seriei Edictum Stories. Mă bucur că putem să fim împreună astăzi cu un invitat cu totul și cu totul special. Este preot, este medic, e vorba de domnul Bogdan Chiorian, căruia îi spun bun venit. Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Foarte interesantă combinație. Medic, preot, cum, cum ați ajuns în, în zona aceasta? Aș vrea să ne cunoaștem puțin. Povestea dumneavoastră, modul în care v-am descoperit, mi s-a părut foarte, foarte, cu un traseu foarte frumos, foarte interesant. Și de aceea am vrea să vedem cum ați ajuns să îmbinați cele două, medic și, și preot. Cred că e o rânduială lui Dumnezeu în toate, până la urmă. Nu provin dintr-o familie foarte religioasă, când eram prin clasele primare mergeam la corul bisericii din Turda pentru că sunt deloc din Turda exact. la corul catedralei din Turda apoi pentru că eram foarte puțini băieți s-a luat decizia ca acel cor să fie numai de fete și cei doi sau trei câți am fost am, am rămas cumva pe din afară și țin minte că bunica mea fiertată era tare, tare necăljită pe, pe direcția asta că nu o să mai merg la corul bisericii dar n-a durat tare mult pentru că în clasa șasea, preotul care era la catedrală și soția căruia mi era dirigintă și profesor de română și de limba latină, m-a chemat într-o dupămasă până, până la biserică sub forma unui... Care avea, care avea nevoie de un mic ajutor. Și mi-a arătat de unde se aprind candelele, de unde se aprind becurile. O mică inițiere. Exact. Da. Și mi-a zis, oare ai putea să vii și dimineață la slujbă să faci chestia asta? Și am zis, da, sigur, cum să nu? Chiar era o bucurie pentru mine. Știu doar că eram foarte mic în acea catedrală foarte mare. Și în timp nu mi-a mai zis nimic. Hai și după masă, doar mi-a spus și... Apoi am mers singur, fără să mai spună nimic. În clasa 8-a fără să fiu constrâns de cineva, am zis că vreau să dau admitere la seminarul teologic din Cluj. O alegere așa liberă. O alegere da. liberă pentru că îmi plăcea tare mult. Mediul, mediul bisericesc era tare, tare liniștitor. Aduceau liniște pe care nu o găseai altundeva, deși eram, pot să zic, eram copil și nu, nu înțelegeam mare lucru. Țin minte că aveam de mic oarecum niște inclinații, până la urmă, cred că aici văd chemarea lui Dumnezeu spre biserică, deși, repet, nu văzusem în familie modelul ăsta uh -huh. neapărat într-un mod foarte regulat. Și uh, știu că aveam o carte de rugăciuni și când când am început să știu să citesc, uh, dacă ploua foarte tare și era vreme foarte urâtă, dar o vreme foarte urâtă, cu fulgere, cu tunete, luam cartea și ieșeam cu cartea afară da. să citesc o rugăciune. Era o rugăciune la potolirea stihilor, așa scrie, la potolirea vremii rele. <laughs> da. Acum mă gândesc dacă aș mai fi în stare să citesc și acum, acum când e vreme foarte rea, închidem repede toate geamurile și tragem întreaga. Simțim draterile. că suntem protejați, nu mai avem nevoie <laughs> exact. de rugăciune. Și da. parcă nu mai avem nici curajul acea inocență da. extraordinară pe care din nefericire o pierdem cu vârsta și pe care ar fi ideal până ne ducem din lumea aceasta să o, să o redubândim măcar parțial. Că zicem, Mântuitorul, nu, dacă nu o să fim ca și copiii, nu o să intrăm în Împărăția exact. lui. Uh, și apoi 5 ani de zile că atât a durat la vremea respectivă liceul teologic uh, l-am absolvit aici la Cluj și când eram în clasa 13 pe la început am avut și o mică intervenție chirurgicală uh, la un molar nu era mare lucru dar am întâlnit la clinica de maxilofacială niște oameni extraordinari uh, foarte prietenoși, foarte deschiși și nu eram obișnuit cu tipologia aceea de medic și nu știu dacă ne neapărat de acolo, dar oricum și a avut o, o mare, o mare uh, importanță. A fost un impuls, un prim impuls. impuls. Exact. Da. Um, și am zis că oarecum ar fi să, să dau admitere și la medicină, mai concret la facultate de stomatologie. Ei bine, ideea a fost tare bună, doar că aveam niște niște probleme legate de chimie, de anatomie, lucruri pe care nu le făcusem în seminar la nivelul la care Perfect. să îmi permit admiterea. Am luat niște istorie în particular de anatomie, tot din rândeala lui Dumnezeu, am prins ultimul an în care la medicină se dădea admitere la alegere din chimie sau anatomie. Ah, Evident, faci, am, mai optat, facil, da, da. am optat pentru anatomie și din mila lui Dumnezeu am și intrat. N-am continuat cu facultatea de teologie imediat. Cred că nici n-am mai vrut, dacă stau să mă gândesc foarte bine. Oarecum bazele erau așezate. În erau bazele așezate și am zis acum... Vreau aici la medicină, nu știu de ce am vrut chestia asta, Nu, nu, nu am o explicație foarte rațională. Și pe ce specializare ați mers? La pe medicină, medicină dentară, pe stomatologie. Medicină și care era tot de șase ani, dar că era cumva mai simplu de nu mai urma și un alt rezidențiat și așa mai departe. Și uh, când eram în anul 3, cumva, parcă am simțit că las ceva neterminat. Ceva a rămas cumva în urmă. la marea din clasa da, 8. -a. Exact. Da. Facultatea de teologie, pe lângă cursurile clasice, ce presupunea și un program de rugăciune, dimineața, după masă, înainte de cursuri, după cursuri. La medicină lucrurile erau, într-adevăr, cumva mai uh, severe, mai stricte, mai rigide, mai. Uh, dar lipsea ceva. Și am zis că ar fi tare potrivit să încerc să, să dau admitere și la Facultatea de teologie, lucru pe care l-am și făcut. E, și când și au fost, în paralel. Da, era. când au fost în paralel... Uh, Sigur, au fost niște probleme în sensul că <coughs> timpul fizic nu îmi permitea să ajung la cursuri și într-o parte și într-alta. Sunt o, într -o alta. facultăți dificile. Da. Uh, și din motivul ăsta existau sesiuni de restanțe toamna destul de consistente <coughs> pe principiu că nu puteam să fac da. toate prezențele așa. Dar a ajutat Dumnezeu și, credeți-mă, se completează atât de bine. Deci... Uh, când aud de povestea cu acel conflict dintre știință și credință, uh -huh. nu știu, mă, mă înfioară, eu văd atâta, atâta de potrivite și mari medici pe care -i avem și pe care am avut înaintea noastră au fost oameni credincioși, foarte credincioși. Și după terminarea facultății, ce ați practicat prima dată? După terminarea, le-am terminat aproape, aproape deodată, la o diferență de câteva luni, să zic așa, unul am terminat în februarie și una în iulie. Mi-am mi -am deschis un, un cabinet în turda, un cabinet stomatologic în turda, dar la care nu am apucat să lucrez foarte mult, pentru că în 2013 am venit preot, la centrul de îngrijiri paliative, care nu întâmplător s-a deschis exact în momentul în care și eu terminasem amândouă facultățile. Centrul s-a deschis în 8 mai, a avut primul pacient, iar eu am venit în luna iulie. În prezent sunteți manager al centrului uh, de îngrijire. Da, asta s-a întâmplat un an da. mai târziu, din 2014. În 2014. În 2014. Un alt lucru, cum să vă zic, foarte provocator. Oare câți ne aveam în 2014? 20... 28. Tânăr. Uh, tânăr și fără experiență da. și sistemul sanitar presupune foarte multă birocrație, contractările cu casele de asigurări, Relații, relațiile științe. cu autoritățile și cineva din mediul sanitar mi-a spus în felul următor, nu știu dacă să mă încurajeze sau nu, sau să mă responsabilizeze, zice, e cel mai rău lucru care ți se putea întâmpla la vârsta asta. <laughs> Bine, nu pot să zic că m-am bucurat așa șănțat, că e o funcție. M-am bucurat, pe de o parte, că pot să fac exact. ceva. A fost provocator, dar primele luni, țin minte că au fost tare angoasante, sunau anumite instituții să ceară anumite situații și nici măcar nu știam despre ce e vorba. Nu, nu, cum se Trebuia fac. să înțelegeți conceptul exact, exact, și după aceea căutam să Căutam în DEX ce înseamnă, da. știu eu, execuție bugetară. Oare asta cine o face și unde o trimite și cine o semnează și ce presupune. Dar rând pe rând Ați făcut referire la, de la DEX. Mă gândesc termenul paliație, paliativ. Nu e un termen atât de des întâlnit, probabil mai mult pentru cei care sunt în situație, dar pentru publicul larg. Și care, care e însemnătatea? E, e important să stabilim terminologia pentru că am avut problema asta în 2013. Nu veneau pacienții la internare pentru că nu știau despre ce-i vorba. Uh -huh. Foarte mulți auzind că este centrul, confundau cu un centru rezidențial pentru vârstnici, cu un azil. Oh, da și explicându i că de fapt e spital monospecialitate încadrat din Ministerul Sănătății ca spital, erau cumva de cumpăniți așa și paliumul era, adică este în continuare o mantie pe care în vechime o purtau romanii peste celelalte veșminte și acum o poartă unii cardinali catolici, au ultima mantie, cea mai de deasupra mantie, care o poartă peste veșminte, aceasta este palium. finală. Exact, exact. Și cumva Asta, asta vrea să sugereze, de asta termenul corect este paliativ cu I, nu cu E, cum se întâmplă de multe ori prin România să se spună, să se scrie. Ei. E foarte bun termenul pentru că noi asta încercăm să facem, să fim o, o mască, o mantie în fața bolii, ceva care să acopere. Ei. Nu vindecăm sub nicio formă, ci pacienților care au boli cronice progresive încercăm să le oferim un management al simptomelor aproape perfect și în special mă refer la terapia Durerii, care e o, e o problemă total descoperită la ora actuală în România. Înțeles. Uh, al vrea un pic să revenim la momentul înființării centrului, la un istoricul centrului că... Consider că e important să, să cunoaștem contextul în care, în care s-a înființat. Să precizez de la început că n-am avut absolut niciun, nicio, niciun, nicio contribuție concretă la asta. Ideea a aparținut în totalitate vrănicului de pomenire, episcop vicar, care era atunci Vasile Fluieraș. Dumnealui a fost un astfel de centru în Germania și a vrut să facă o replică și aici în Cluj. A început uh, nu de la iarbă verde, ci de la un loc în care erau multe, multe deșeuri aruncate pe jos, chiar lângă calea ferată, un loc mai puțin plăcut, așa când îl vedeai, de mai neprielnic, mai nepri exact. Uh, și foarte important de menționat că și dumnealui întotdeauna ținea să, să, amintească lucrul ăsta că a fost uh, uh, rodul așa a binecuvântat al unui efort uh, conjugat al multor oameni, de multe confesiuni, de multe etnii, români, nemți, maghiari, din de multe, de multe țări, și am înțeles ca, ca gestul lor să-l să să răsplătim, cum a nu să-l răsplătim, ci, uh, ci să-l să înapoiem, să zicem, tot sub forma asta, faptul că asistăm pacienți de orice etnie și orice confesiune, absolut firesc, criteriile sunt diagnosticele pe care trebuie să le aibă, așa cum am spus, da. boli cronice, incurabile, în diverse stadii. Înțeleg. S-a pornit inițial cu 20 de locuri, cu 10 saloane cu câte două paturi, dar pentru că am văzut că nevoia dintr-o dată a fost foarte mare, după ce s-a aflat despre ce-i vorba, au început să vină pacienți din toată țara. Am avut pacienți din 36 de județe. Da. Și fie. care nu aveau alte soluții și preferau să vină de la sute de kilometri doar ca să fie îngrijiți câte zile le-au mai rămas de viață. Și... În 2015 am optat pentru creșterea capacității cu încă 10 paturi pe seama schimbării de destinație a unor încăperi care existau deja și în 2016 cu încă 10 paturi. Deci acum 40 avem 40. Uh, și pentru că, nu știu, nu, nu pot să-mi explic decât parțial ce s-a întâmplat, dar începând cu luna aprilie acestui an, a fost efectiv o explozie de cazuri. Wow. Adică avem pe lista de așteptare, cred că, peste 100 de persoane, dintre care, din nefericire... Eu zic că 60% nu o să mai ajungă să beneficieze de serviciile noastre. Oamenii vin într-o stare de disperare extraordinară. Am avut familii care au venit cu filmări pe telefon și uitați, l-am filmat pe tata să vedeți cum arată, să Câte știți că e cel mai e greu. Și, da. și cum puteam să-i spun că știți, ca și filmarea asta, mai sunt încă 100, ca ai dumneavoastră, că nimeni nu vine da, practic da. de bine, ci vine pentru că e într-o situație disperată. Și din, din perspectiva asta am, am încercat să mai restrângem spațiile cât Putem uh -huh. și acum, chiar de astăzi ne-am apucat propriu-zis să mai spargem, să mai tragem țevi oh, oh. conducte. 8 da. locuri mai mai putem să facem dispuse în încă uh, cinci saloane. Deci și de un loc și de da, câte da, două. Da, da. Așadar o să fie, dacă aștept Dumnezeu, în câteva luni de zile 48 40. de locuri, 25 de saloane, ceea ce uh, sigur e, e încurajator, dar e extraordinar de puțin. Mm. Da, spuneați lista de așteptare. Peste 100 de persoane sunt doar cei care cunosc centru și acum gândesc cât e de mare nevoia la nivel național. O cunoaștem statistic, o cunoaștem statistic. Da. Dacă ne-am referit strict la patologia oncologică, la cancer, la nivel național se acoperă aproape 5%. 5%? Aproape 5%, dar gândiți-vă că e vorba și de pacienți poate nediagnosticați din mediul rural, care nu mai știu care e exact da. patologie de care suferă și apoi vorbim de celelalte diagnostice, de accidente vasculare grave de demență, de Alzheimer în stadii terminale de Parkinson, în stadii terminale de insuficiențe cardiace grave. Adică dacă i-am pune pe toți, nu cred că atingem 1%. Incredibil. Da. Mai există centre asemănătoare în, în țară? Mm -hmm. Mai există însă foarte, foarte puține. Mai există la Brașov, unul cu vreo 20 de locuri la București, cu vreo 28 de locuri. Uh, și mai sunt câteva și local, în Deși, în Câmpia Turzii, ca secții atașate spitalelor clasice. Deși realitatea din teren arată că nu e cea mai bună variantă secția atașată unui spital, pentru că personalul cumva e cam același și într-un centru de îngrijiri paliative abordarea medicală, spirituală, psihologică, socială trebuie să fie cu totul și cu totul diferită. Că, care sunt diferențele? Care ar trebui uh, să fie uh, abordarea uh, corectă? Uh, bună întrebare. Deci, în primul rând, gândiți-vă la un aspect. Unul dintre principiile îngrijirilor paliative este că uh, privim moartea, exact cum o privim și în creștinism, ca pe un proces firesc, pe care nu-l grăbim, dar nici nu-l amânăm. Ori, într-un spital clasic, moarte privită cumva ca o insuficiență de moment a științei. Nu mai putem să facem nimic, hai să mai facem, hai să mai încercăm, hai să mai facem. O experimentare. Exact. Și nu, nu în sensul că noi doar stăm lângă pacienți și așteptăm să vină sfârșitul, nu în sensul acesta, dar în momentul în care avem un diagnostic incurabil, cronic, progresiv, cunoscut de ani de da. zile, când pacienții se află cumva deasupra resurselor terapeutice, când nu mai există vindecare sub nicio formă, e de datoria noastră să alinăm încă, să alinăm. Dar dacă lucrul acesta se întâmplă într-un spital clasic, s-ar putea că mai mult să dăuneze. Și vă dau doar un exemplu. În stările terminale, inaniția și deshidratarea, lipsa a mâncării și a apei, sunt, mecanisme, sunt privite ca mecanisme adaptative. Nu trebuie corectate. Într-un spital clasic, se mai întâmplă și la noi și vă spun și de ce, se insistă foarte mult cu această perfuzare. Ori în contextul, un exemplu simplu, în contextul diurezei, cantității de urină pe 24 de ore, când e 2-300 de mililitri și te-ai pus într-o zi 3 perfuzii de o jumătate de litru, creăm niște edeme, niște um, probleme la nivel respirator, la nivel cerebral, care dor care dor. Deci s-ar putea ca o parte din durerile pacienților să fie provocate de dorința de noastră exact. de a ține de încă, în încă în viață. Da. Pentru că gândiți-vă, cancerul, cum se zicea în popor, rac, rac, trimițând cu gândul la uh, caracterul infiltrativ al tumorii da, da, maligne. Da, da. Uh, cancerul e o boală care există de mult. E, erau oameni în mediul rural care decedau acasă și totuși nu existau durerile care există acum. Sigur că erau și oamenii, poate, mai răbduri cumva, erau nu erau atât de sensibili, dar pe de altă parte... Nu erau aceste mecanisme care încercau nu neapărat să rezolve o problemă, ci să compenseze cumva... Uh, familiile încă vor să ofere multă dragoste pacienților. Da. Și ne mai putem să mănânce, puneți hiperfuzie, da. mai puneți se, se agață de orice până orice. la ce final. Nu e de judecat, e, e firesc, justificabil. E justificabil da, da. Da, dar nu întotdeauna e de folos. Așa da. e. Uh, interesant. M mă gândesc la, la ce se întâmplă în unele țări din... Uh, din Europa și nu numai, adică procentul crescut a cazurilor de eutanasie. Și aici vorbim de două abordări, cea pe care tocmai ați prezentat-o, a fi aproape de om până la final și a-i oferi tot suportul și ajutorul. Pe când și cei care fac eutanasie vin și spun, îl ajutăm într-un anume fel să-l scăpăm de durere. Până la urmă abordarea durerii, cred că Ați... apare, <coughs> apare ca mijloc al, al problemei. Ați pus o întrebare cu tot cu răspuns da. în ea. Dacă vă uitați la clinicile de eutanasiere, unele numite paradoxal pentru mine, dignitas, demnitate, nu știu câtă demnitate există în chestia asta. Principala motivație pentru care pacienții își doresc să fie eutanasiați, să moară, că până la urmă despre asta e vorba, e durerea necontrolată și credeți-mă, nu îi judec și cred că nici Dumnezeu nu îi judecă pe acești oameni că vor să moară pentru durerile pe care le au. Eu am văzut pacienți care erau cu dureri necontrolate de 3 sau 4 luni, care nu au avut o noapte de tihnă. Ori nu știu de ce se întâmplă lucrul acesta. Acum avem și această experiență cu Universitatea de Medicină și Farmacie și văd studenții de la Medicină Generală din anul 6 sunt foarte bine pregătiți, dar au această lacună a terapiei durerii. Adică ne axăm foarte mult pe patologia în sine, pe boala în sine, pe a vindeca. Și uităm, acum intrăm cumva într-un cer vicios, medicii cu pacienții, pacientul spune că îl doare, medicul zice, acum ai cancer, normal că te doare. Da, și el da, cumva da. și asumă că dacă trebuie să rab, n-am altă soluție, n-am altă variantă, acum e important e să mă vindec. Lasă că rab numai să fiu bine. Da, 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 da. Ori nu e așa, nu e așa. Nu știu, din nefericire sau din fericire, durerea nu are un caracter adaptativ, deci nu ne putem obișnui cu durerea. Dacă rabzi o lună, nu înseamnă că luna viitoare va fi mai bine. Că m-am învățat exact, cu durerea. nu există da. varianta asta, doar doar așa la nivel uh, popular, dar nu există. Nu, nu te poți adapta cu durerea și uh, mai ales pacienții care au probleme osoase, cancer osoase, sau metastaze osoase, au niște dureri pe care noi oamenii sănători, nu ni le putem imagina. Uh, terapia durerii se poate face simplu, se poate face ieftin. Gândiți-vă că o eutanasiere costă aproximativ 15.000 de euro. Așa mult, da, 15.000 de euro. Uh, inițial s-a pornit cu ideea că pentru a fi eutanasiat într-o țară care permite asta, trebuie să îndeplini anumite criterii, trebuie să ai o boală de felul acesta trebuie să ai o suferință totală, trebuie ca minim 2-3 medici să-ți un diagnostic, să te consulte un psihiatru, un psiholog, să fie apelat la servicii de psihoterapie și doar apoi. Ei, gândiți-vă că acum în Belgia te poți, poți să ceri să fie eutanasiat și să, fără să ne ai nicio boală. Doar să, alegi. doar, doar să alegi, doar să vrei. Wow. Doar să vrei. Și eu zic că chiar dacă pentru noi, pentru România, apare o chestie foarte îndepărtată, deși nici geografic și nici conceptual nu suntem departe de ei, cred că în viitorul foarte apropiat, nu știu să zic în ani, dar nici cu mai mult de 20 de ani, există două variante. Ori vor apărea centre de îngrijiri paliative, ori vor apărea centre de eutanasie, care uh, sunt mult mai ușor de înființat. Da, da, da. Că până la urmă trebuie să oferim un răspuns sau da. un instrument de rezolvare a problemei durerii. Da. da. Nu, eu m-am ferit să le spun vreodată pacienților că durerea ar avea ceva mântuitor în ea. Suferința ar avea ceva mântuitor în ea. Noi nu mm -hmm. vedem rolul ăsta catartic al suferinței, purificator. Mm -hmm. Nu-i gândirea noastră. Deși, sigur, în anumite zone ale creștinismului se, se, se discută și despre asta. Uh, și chiar dacă ar fi așa... Uh, din boală poți să ai poate și un beneficiu de felul acesta, dar pe care tu ți-l asumi, nu ți-l pot propune sau impune eu din afară. Da, să zic acum sufere, că înțeleg. uite dacă o să suferi, te mântuiești, te curezi de păcate. Nu e așa. Nu, nu cred că Dumnezeu nu vrea suferința omului sub nicio formă. Și boala și moartea în istoria mântuirii au venit ca niște accidente și atunci nu ne putem obișnui cu ele. Dar avem variante la îndemână încât să, să să le facem să se meargă bine. Desigur există, acum euh, dau seama parțial de ce se întâmplă lucrul ăsta, de ce oamenii nu au o terapie a durerii impecabilă. majoritatea sunt tratați cu medicație opioidă. De aici vine, vine marea marea problemă, cu morfină, special și da. derivații. Care să aline, să da. anuleze durerea sau exact. efectele. În momentul bolii. în care oamenii... General, dacă întrebăm acum pe stradă 10 oameni când primește un pacient morfină, din 10, 10 o să vă zică atunci când este în ultima fază. Uh -huh. deja, și, și există această expresie, deja i s-a dat morfina, da, da, adică da, da. e gata. Ori morfina nu e un medicament al stărilor terminale. Există pacienți care au morfină și merg la servici. Morfina bine dozată, da. nu dă dependență, nu face depresie respiratorie, nu grăbește sfârșitul, dar sigur că da, trebuie să, să știi să faci lucrul ăsta. Ori nu e tare complicat. Am trebuie înțeles. doar să vrei. Da. Cum funcționează centru? Câți uh, <coughs> angajați sunt? Uh, sunt și voluntari? Avem uh, 45 de angajați la ora actuală, la 40 de pacienți. Wow. Deci un număr mare, medici, asistenți, asistenți sociali, infirmier, psiholog, farmacist, uh, personal administrativ, uh -huh. uh, bucătar și așa mai departe. Uh, Totuși, dacă ar fi să ne luăm după normativ, ar mai trebui încă vreo 10 oameni. Doar că, doar că dată fiind gratuitatea serviciilor, e tare dificil să, să ai și normativul de personal, și condițiile impecabile, da, și da, salarii cât de cât motivante, ceea ce nici asta nu se întâmplă. Aminteați de finanțare. De unde primiți finanțare? În mare parte prin relația foarte bună pe care o avem cu Casa de Asigurări din Cluj, pentru pacienții care sunt asigurați. Pentru cei care nu sunt asigurați, am optat de multe ori să le plătim asigurarea ca să putem să internăm și sigur că dar rămâne, rămâne banii pe care primim de la Casa de Asigurări nu acoperă salariile. Or, rămân multe alte cheltuieli de infrastructură, de medicație, da, da, da. de materiale tehnico-sanitare, de scuteci, de produse de igienă și câte și mai câte care sunt necesare pentru funcționarea unui spital. Uh, încercăm să ne axăm pe donații, pe sponsorizări Pe uh, sprijin din partea uh, patronatului, să zic așa, episcopii ortodoxi da. Și din partea oricui Finanțează, da, există da, finanțări da, pe da, care există exist, da. Pentru că altminteri rămân acei 40% lunar și care nu sunt puțini uh -huh. Pe care n-am avea, avea de unde să-i da. să acoperim Pentru că e foarte interesant în... Gândirea publică, cel puțin în ultimii ani, se consideră că biserica e prea puțin implicată în, în societate, iar Spitalul Sfântul Nectar e un exemplu destul de concret a modului în care biserica sau un slujitor al bisericii a avut o idee, a pus-o în aplicare și după aceea susține în măsura în care, în care poate. Cum, cum vedeți zona asta? cât trebuie să se implice biserica în societate, face suficient, ar trebui să facă mai mult. Deci și important e să definim biserica până la urmă. Biserica suntem noi toți, toți cei care suntem pe lumea asta suntem biserica. Adică cumva aproape se identifică până la un punct biserica cu societatea. Doar că dacă vrem să-i dăm o formă instituțională ca instituție, că până la urmă aici e ideea pe care o clamează unii, nu era acea clasică butadă cu vrem, vrem spitale, nu catedrale. Exact. Ei, eu vreau și spitale și catedrale, și vreau și stadioane, și vreau și autostrăzi, și vreau și locuri de distracție, și tot ce e nevoie pentru lumea asta, mm -hmm. ca să ne putem bucura și să putem fi îngrijiți. Nu, nu cred că ar trebui puse în balanță lucrurile așa pe, pe, pe acel model o, al o lui Uda, da. pe acel model al lui Iuda, știți, da. cu banii aceia se putea face altceva, vedeți, a rămas exact. ca un light motiv peste, peste viacuri. Uh, provin din zona socială și uh, aș zice că nu i asta menirea bisericii, uh -huh. să facă nici spitale, nici școli, ci cu totul alta, una sfântă, una aceea de a, de a duce pe oameni pe calea mântuirii, oricât ar Spreziu. părea această expresie uh, cumva anacronică, utopică, foarte abstractă. Dacă îi spun cuiva că rolul bisericii se i ducă pe oameni pe calea mântuirii, o să-mi spună <laughs> că asta se vorbea acum vreo 80 de ani, dar acum nu mai e asta rolul. Sigur că înțelegem prin, prin fapt aceasta concretă, prin milostenie, că până la urmă o formă de milostenie și, și grija aceasta. Există acolo în Evanghelia de la Matei, nu? În, în, capitolul 25, că la judecata de apoi ne desparte Dumnezeu așa cum desparte păstorul oile de capre, adică cum? Cu o evidență foarte clară. știți, da, un păstor da. știe exact asta e oaia, asta e capre, nu, nu, sunt discuții. Care sunt, exact. Uh, da. nu e loc de negociere. Uh, și cum, cum le va zice celor de-a dreapta, veniți, binecuvântați tatălui meu și moșteniți împărăția pentru că ați făcut asta și asta și asta și, asta. și printre care și, și grija, grija față de cei, de cei suferinți. Așadar înțelegem și sub forma asta uh, și vorba Sfântului Apostol Pavel să ne facem tuturor toate, fiecare așa cum, cum are nevoie. Să te apropii de cel exact. în, în nevoie, nu, nu să trecem indiferenți. Exact. Da. Uh, mă gândesc la un la un pacient care, și cred că de-a lungul timpului din 2013 până, până astăzi, ați, ați văzut mulți. Uh, omul se confruntă cu diagnosticul, cum, cum trebuie transmis într-un mod corect un diagnostic sau uh, și după aceea, care sunt reacțiile unui, unui pacient în momentul în care primește un, un diagnostic grav. Da, aș, aș, baterie, aș porni da? de la ideea. Uh că pacientul este, are dreptul să-și cunoască diagnosticul mm -hmm. și și așa-i firesc ca pacientul să știe diagnosticul, oricât ar părea de întâln... dur. de dur da. uh, Întâlnim foarte multe familii care preferă să nu îi spună pacientului diagnosticul real. Dar în îngrijirea paliative o numim uh, cumva conspirația tăcerii. Uh, pacientul ne spune să nu îi spuneți familiei că am cancer și familia ne spune să nu îi spuneți pacientului care are și cancer. Și știe, dar nu se pun de acord. De fapt, eh, da. Nu se pun de acord sau nu stau să se privească da. față -n față, -n față, ochii în ochi, sigur... Uh, e tare dificil să-i spui cuiva de la care o boală incurabilă. Și am de vrea de să facem lucrul ăsta, știți, ca și acele donații prin SMS. Uh -huh. Să fac, să trimit mesajul și să, să închid telefonul, să, să nu văd niciun emoţie. răspuns, să nu există emoție, să nu există da. feedback cu acesta care, da. deși mai multe ori, presupune un consum de energie și necesită timp. Uh, pe de o parte, dreptul moral, adevăra pacientului. Apoi, mă mai gândesc la un lucru. Într-un fel îți ierarhizezi prioritățile în timpul care ți-a rămas dacă știi că ai o boală incurabilă da. terminală da. și, în alt fel, când ai o o ai reumatism sau altceva. Bine, dacă am stat să ne gândim, poate toți avem o, suntem într-un stadiu terminal fără să știm. Exact aici m-a dus cu gândul da. uh, întrebarea și, și discuția că Până la urmă, e atât de trist să ajungem să gândim că ne prioritizăm viața și ne prioritizăm timpul când primim un diagnostic. Și doar atunci. Și doar atunci. Doar atunci, da. Ar trebui în permanență. Dar sigur, cumva, credem că lucrurile sunt mai sigure atunci, da. deși nu e așa. Am întâlnit situații în care pacient cu cancer în stadiu terminal a fost îngrijit de cineva acasă și a decidat persoana care l-a îngrijit înaintea lui, care nu era bolnavă deloc. Ci pur și simplu pe un stadiu de epuizare continuă da, da, da. și de stres făcut un eveniment cardiac și atât a fost. Așadar, ceea ce ziceați, foarte adevărat, arată, da. ar trebui în permanență să, să putem să zicem, prezent, doamne, aici sunt. Sp spune scriptura că stadiul terminal în medii 70-80 de ani. Exact. Da, și dacă ne-am așezat așeza prioritățile în viață, altfel am trăit, ne-am bucura mai mult da. de ea. Da. Da. Și cum, cum se raportează pacienții la un exact. diagnostic incurabil, sigur nimeni nu îl primește cu bucuria. Asta asta e foarte clar și uh, trec prin o felul de faze, de la negare, de la furie, de la încercări de negocieri cu divinitatea. Uhum. Doamne, dacă mă vind, de ce o să fac, o să fiu, o să încerc. Uh, și până la un moment dat la o fază de acceptare și sigur fazele astea se pot intrica, se pot schimba, uh, pot reapărea la un moment dat, n ordine neapărat uh, firească, așa cum e descris în literaturile de specialitate. Uh, oricum, am avut vreo 5.000 și cred că aproape 400 de pacienți până acum. 5.400. Nu i-am întâlnit pe toți să stau da. la discuții cu ei, dar pe foarte mulți, mai mult de jumătate cu siguranță mi am întâlnit. Uh, N-am întâlnit oameni disperați în fața morții. Pentru mine e un lucru wow. fantastic ăsta. Pentru că acum dacă ne-am întrebat pe noi ăștia aparent și sau cei care credem noi că încă mai avem, mult de Disperare, trăit. Disperare, șoc, groază. Da. Da. să fie acolo pe un pat de suferință, să nu mai poți mișca, mm -hmm. să nu te mai poți alimenta, să trebuiască ca toate lucrurile pe care le făceai singur să fie asistate. Am întâlnit oameni care vorbeau despre moarte cu atât firesc încât mă mira, mi era mie rușine că nu sunt stare mm -hmm. măcar să ascult ceea ce ziceau ei. Oameni care ziceau, părinte, viața e ca o călătorie cu trenul. Ajungi la final, indiferent când e finalul, când e destinația mai scurtă, mai lungă e firesc, îi un gest firesc să cobori. Dacă da. nu o să cobori, alții o să încerce să te dea jos cu forța. Da, Sau alții, da, da. acum ce mergem, om tânăr, 40 de ani, o să merg ce până în Flores să-mi cumpăr niște pământ. Și, a, zic pământ, da. Da, zice, așa, vreo 2 metri. Wow. Dar da, cu, cu un firesc, așa, și s-a dus el și, și l-a cumpărat și, și l-a amenajat. Conștient, conștient de tot adică ceea nu, nu da. într-o formă, noi tare, dar încercăm să... Să, să fațadizăm cumva ideea uh -huh. asta de moarte, inclusiv când moare cineva, vin filmele de pompe funebre și îl fac frumos, îl machiază, ca nu cumva să vedem acea realitate a morții. Și dacă vă amintiți, mai erau filmele pe care le vedeam acum vreo 20 de ani pe la televizor, în Occident și la groapă, se lua pământul, se ducea undeva, se punea gazon fals, da, să fie totul da, perfect, da, da. nu-l cobora cu familia acolo, era totul impecabil, să nu avem imaginea aceasta a pământului care. a trecerii. Își, a trecerii da. și a pământului care și-a împrumutat peste... înapoi, da. Da, da. Am înțeles. Ați avut situații în care oameni necredincioși au venit în, în cadrul centrului și după aceea, să spun așa, l-au descoperit pe Dumnezeu. Pacienți nu am întâlnit. În schimb am întâlnit uh, multe familii, mulți familii. aparținători, mulți aparținători care toți spun în momentul în care vin acolo spun că simt o oarecare liniște, o liniște pe care nu o simt în alte locuri. Uh -huh. Și probabil că în locuri în care e multă suferință și, și multă rugăciune, eu chiar cred că oamenii ăștia se roagă mai mult decât noi toți la un loc și cu o intensitate pe care o putem intui doar o putem intui. Într-un fel zic Doamne acum și în alt fel zic Doamne când știu că iarăși iar ajungem la aceeași discuție, când știu că mai sunt poate zile sau ore. Uh, au fost mulți oameni care, care și-au schimbat viața, care cumva uh, s-au atașat mai mult de biserică după da. ce au avut experiența aceasta și de asta în sensul acesta sigur e bună și activitatea aceasta socială dacă și sub forma asta pe unii reușești să-i să apropii de Hristos, e, e ideal. Care, care ar fi criteriile pentru prin care un pacient ajunge în cadrul centrului? Există anumite criterii, bănuiesc. În principal, da? adică nu în principal că obligatoriu este un diagnostic uh, incurabil, un diagnostic incurabil fie oncologic, fie neurologic. Există sigur o listă cu diagnosticele care se încadrează. Uh, dar apoi am întâlnit această problemă din momentul în care de la nu vin pacienții și avem locuri libere că nu știau despre ce e vorba și până la avem 20 de locuri și 50 pe listă, da, da, da. ce facem? Pe cine luăm? Uh, am vrut să luăm varianta Occidentului. Ei fac o anchetă socială, fac uh, o închetă și medicală, îți dau niște scale analog-vizuale pentru durere și îți spun de la 0 la 10 sau cu niște emoticoane, de la cel mai vesel la cel mai trist, care ești tu în momentul acesta și în funcție de lucrurile astea prioritizează mai mult sau mai puțin o situație, o persoană. E bine, mă gândeam în felul următor, durerea e o chestie subiectivă, e un da. simptom, simptomul prin definiție e ceva subiectiv. Pe unul poate îl doare un, un dinte mai tare, și decât îl doare pe altul uh, un can și sau, sau, da, Exact. Uh, și atunci mă gândeam, nu știu dacă e tare onest uh, varianta asta. Apoi am încercat și am rămas la varianta listei de așteptare pe principiu primul sosit, primul servit. Uh -huh. Nici asta nu e tare onestă, Uf. pentru că s-ar putea ca cel care a sunat mai repede să nu aibă atât nevoie ca cel da. care sună ulterior. Dar cumva e mai obiectivă, să zic. Nu e mai onestă, dar e mai obiectivă. Și sigur, ținem tare mult cont de cazurile sociale. Deci cazuri pe care, dacă există pacienți pe care nu are cine să îi îngrijească sub nicio da, formă, da, da. n-au familie, sunt oameni străzi atunci ei, ei trec pe primul loc categoric. În schimb, și dacă au familie, e tare dificil acasă și pentru cei care au familie. Da. Mă gândesc că fiind până la urmă un, un spital, se oferă atât uh, asistență medicală, dar fiind și un <coughs> spital care e apropiat de biserică, se oferă și asistență spirituală. Cum, cum se... care e activitatea până la urmă în, în cadrul centrului? Da. A, țin minte, la noi, la noi în centru ecumenism îmbracă, îmbracă niște forme tare interesante și probabil, probabil și liniștea pe care o simt oamenii acolo vine și din direcția asta. Vă spuneam că centrul așa a fost construit cu ajutor din toate direcțiile, de la toate etnile și de la toate confesiunile și cumva și ajutorul pe care îl oferim este tot îndreptat spre toate etnile și toate confesiunile. Avem la, la, la parterul centrului un paraclis în care eu și am un coleg secretarul meu care și el e preot, facem slujbe peste săptămână și duminica și la care paradoxal participă cine poate cine e mobil, fără exact. să-i chemăm cu forța sau așa, încă chiar sunt interesați de asta, de ce se întâmplă așa, cei care sunt de alte confesiuni, de ce așa, da, de ce e da, altfel, dar mai țin foarte mult la un lucru. La internare întrebăm pacienții care e religia și confesiunea și se sperie la un moment dat crezând că fiind vor un fi centru ortodox vor fi respinși. Da. E bine, sunt doar chestii statistice pe care fiind și acreditați social suntem obligați ca Normal. și nivelul de școlarizare, statutul, dacă sunt căsătoriți sau nu și așa mai departe. Dar țin foarte mult la un lucru. Pacienții care solicită asistență spirituală, să aibă o identitate confesională între cel care asistă și cel care a asistat. E tare important. E tare important în momentele acestea de vulnerabilitate maximă, de labilitate maximă. Ești obișnuit cu al tău. Da. Ești obișnuit cu al tău. Cum modul în care. vrei cu oricare, nu e o problemă. Dar aș vrea cu modul în care știu, să vină cel care m-a alinat și până acum, cel care e pe sufletul meu, pe direcția mea, mai aproape la inimă. Am numere de telefon de la multe confesiuni din Cluj și... Ținem legătură sau își cheamă ei, dacă nu oh. dai, le facilităm lucrul ăsta și da. uh, rezultatele sunt rezultatele stare bune. Stare da, bune. Da, da. De, de apreciat modul, modul acesta de lucru. Uh, mă, mă gândesc acum la, la familie, că ați amintit și, și de familia pacientului. <coughs> Într-adevăr, pacientul se află în, într-o stare critică, într-o stare dificilă. Uh, el e cel care suferă. Dar pe lângă el suferă și familia și avem anumite instrumente în a ajuta familia, în a susține, în a învăța. Un alt principiu în îngrijire paliative este tocmai acesta că implicăm foarte mult familia în procesul de îngrijire. Lucrul asta are, are două, două avantaje majore. În primul rând, faptul că contribuind la îngrijirea de bază pentru pacient, simt că sunt mai liniștiți când pacientul da, da, da. decedează. Am fost și eu acolo, l-am ajutat și i-am dat să mănânce. Țin minte că eram acolo, când l-am ajutat, l-am schimbat. Și pe de altă parte, pot să asiste la traiectul acesta uneori foarte sinuos al unei boli terminale, pentru că sunt situații în care în ultimele zile de viață, e un lucru tare interesant pe care l-am observat, în ultimele zile de viață, mai ales la pacienții oncologici, după o agonie lungă, ți se pare că pacientul înflorește și e foarte bine. Da. E foarte bine. Nu știu, poate mai îngăduie Dumnezeu momente interesant. de pocăință, nu știu ce să zic. Și atunci, dacă, pacient, dacă familia acolo o vede, lucrul ăsta se bucură, uneori le suprainterpretează, le, supra -interpretează, le interpretează extraordinar de pozitiv, de optimist și încercăm să-i moderăm, cu ce putem să ajutăm, sigur, cu consiliere spirituală, cu consiliere psihologică, uh -huh. cu obținerea anumitor drepturi pe parte socială, pentru că anumit, pacienții oncologici au și anumite drepturi, pensii uh -huh. de handicap, pensii de boală, de însoțitor, pe care familiile, nu că omit, unii nu știu, alții și dacă știu nu prea mai au timp să se, se concentrează tare mult pe partea aceasta curativă, exact. să-i fie bine bolnavului, nu mă mai interesează ce nu drepturi mai au, deși altceva, important da? și asta pentru ei, pentru că ajung la noi în stări de epuizare și fizică și psihică și uneori și financiară. Mi-amintesc, -am da. nu o să uit lucrul acela de grabă, un, un fiul unui pacient care a venit un card de credit pe care tocmai l am obținut -se și care, e, mi se pare, poți accesa 3 sau 5 salarii dat, da. și ce l-am obținut și dacă la lumea asta nu se mai poate, aș vrea să-l duc pe tata. Exista la un moment dat o secție de îngrijiri paliative la un spital privat uh -huh. în Cluj, însă costurile erau de ordinul, dacă nu mă știu, la vremea respectivă era 650 de lei pe zi de spitalizare. Wow, wow. Și gândiți-vă că sunt pacienți care n-au da. nevoie de două zile de spitalizare, ci poate uneori de luni Lui. de zile de spitalizare. Da, da, o presiune financiară enormă da, pe familie. Da. Da. Adică să scoți cărlii din bancă, să-l poți îngriji pe cel care are câteva zile, nu e vorba de operații fantastice, da. ci pur și simplu să-l îngrijești. Modul în care om ar face orice da, ca să-i să fie, câteva, câteva da. să fie bine. să câștige câteva zile și să-i fie bine. Mă gândesc așa. Cazuri spectaculoase în care un pacient a fost internat și oarecum după aceea. Spectaculos a revenit. Am avut fost... două sau trei situații, să zicem, spectaculoase din punctul de vedere al medicinii. Adică, mm -hmm. medical nu ți le explici. Uh, o doamnă care a zis că ea ar vrea să moară acasă, știm că pentru toți casa acasă înseamnă ceva, oricât da. de bune ar fi condițiile într-o instituție de felul acesta. Uh, și am externat-o, au dus-o cu ambulanța, cu targa și țin minte că după vreo 2 ani de zile a revenit duminica la o slujbă Știa programul, știa după an de zile. 2 ani de zile da. pe picioarele ei și de încă din. și foarte aranjată și cu niște mărgele la gât minte Și eu mă uitam și eram 500% sigur că e sora o soră de a da, ei, da, 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 că da. am recunoscut-o Și zice nu părinte, ci e, eu sunt, eu sunt, zice, e bun Dumnezeu Mm -hmm. Da. Și tot așa mai, mai știu cu, 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 un, cu, un, domn care tot a venit la noi paralizat, a plecat, la fel paralizat și după câteva vreme eu nu l-am văzut, doar colegii l-au filmat să mi-l arate și mie, a venit cu un rucsac în spate și efectiv ca și în Evanghelie. Da. Săria Sărea, sărea să-l vedem că sare, să, nu cumva să credem că e vreo lucă sau că nu mai se târăște. Da, da, să demonstreze, Săria cu rucsacul chiar spate, Da, să ne da. arate lui Dumnezeu, nu știm, se așa întâmplă ai. lucruri minunate, nu știm, așa, care e rândul Da. Există voluntariat în cadrul centrului, există oameni care vin să se implice sau. Da, da. și e foarte bine pus la punct. Acum am stagnat pe perioada pandemiei uh -huh. și uh, atunci mi-am dat seama cât îți de util voluntarii uh, și, și ei și-au dat seama cât de mult le lipsește activitatea la centru. Da. A fost tare greu până, până ne-am obișnuit unii cu alții, pentru că voluntariatul în România încă nu era o chestie, sau poate nici nu e acum 100% asumat. Adică pot să vin o oră pe lună, de exemplu, dar să știu că ora aia vin. Dacă da, am zis că da, vin, da, vin. Da. Să Sunt ne acolo. putem și noi baza și atunci. Dar ce și activități poate să facă un voluntar? Activități foarte utile pe care colegii mei nu prea mai au timp, nu le mai ajunge timp, sunt foarte mult pe partea aceasta profesională, mai specializată, să socializeze cu pacientul. Avem o curte foarte frumoasă cu un foișor. Uh -huh. e, e plăcerea lor să țin minte că aveam voluntari înainte de pandemie și... Îi duceau dimineața pe pacienți, pe unii care puteau să da. fie duși, evident, în foișor, le duceau și o cafea și micul dejun acolo în foișor. Da, era, era de vis, da. era de vis. Da, da. Să stea lângă ei. Prezența omului. Știți acel episod cu, cu scăldătoarea de la vitez, cu slăbă nou, da. care zice, om, doamne, n-am da. om. Da. E greu să n om. E tare greu să n om. Eu cred că e tare angoasantă perioada asta din preajma morții și singurătatea chiar doar. Amplifică, chiar doare, și amplifică da, toată da, durerea da, și exact. uh, toată emoția. De, și atunci prezența e cuiva și, care nu vrea să facă pe specialistul la patul tău. Da, doar da. să-ți fie prieten acolo, să fie lângă tine, să te țină de mână, e esențial. Și cred că încărcarea spirituală după sau emoțională sau oricum am definit eu, e reciprocă presupun că se încarcă, și se ei. încarcă unul pe celălalt. Cum zic da. foarte desea o vorbă, că zice, cum puteți să, să slujiți într-un spital de felul acesta și zic, pe ei bolnavi ne slujesc nou nu noi slujim pe ei, ei ne învață, ei ne încarcă, uh -huh. ei, ei îți dau putere. Când ieși de acolo, ești obosit pe de o parte, dar în același timp ai, ai o vitalitate, ai o forță de viață extraordinară și lucrul ăsta îl spun, îl spun mulți, mulți voluntari care vin adesea la noi. Ca planuri de viitor, v-ați gândit la o extindere? Presupun că e provocatoare lista aceea de așteptare pe care, pe care o aveți. E provocatoare. Da. Cel mai ingrat loc din acel centru e să, să răspunzi la telefon mm -hmm. fix. Să răspunzi la telefonul fix și să-i convingi pe oameni că oricât ar părea durerea lor de mare, ca și ei sunt și ceilalți și nu da. pot să prioritizeze sub nicio formă decât cele pe care le-am le precizat. Momentan încercăm să facem astea 8 locuri, care pare puțin, dar am calculat pe, pe un an de zile vin vreo aproape 3000 de zile de îngrijire în plus, oh, da. ceea ce e ceva, e ceva, ceva de nimic. Și avem în plan, dacă aștept Dumnezeu, anul acesta să demarăm lucrările la un centru de îngrijiri paliative pediatrice, pentru că aici e o zonă și mai neacoperită. Gândiți-vă că dacă da. pentru adulți se mai găsesc variante sau mai există aceste centre rezidențiale pentru nici unele și cu puțină asistență medicală da. pot să facă și ei ceva. Pentru copii nu există varianta aceasta, și nu și, există mai varianta. Și, și mai provocator. Și da. știți, mă gândeam, în Occident există și centre paliative pediatrice de tip respiro, adică pacien, părinții să-și poată aduce copilul grav bolnav sau incurabil două-trei săptămâni pe an să fie îngrijit acolo. Pentru ca și ei să poată să meargă într-un exact. concediu. Nu pare o chestie, da. pare, sau pare la prima vedere o chestie egoistă, că tu să mergi în concediu, dar oamenii aceia au nevoie să-și încarce bateriile, să, să acumuleze resurse, să poată merge înainte. Da, da. Să-l poată susține da. pe copil exact. în continuare, să-i fie alături și să-i fie încărcat, încărcat fizic, da. psihic. Ori la noi nu da. există nicio variantă pentru da. acești copii și totuși ne gândim că suntem în 2022 și suntem în Cluj-Napoca, ce să mai vorbim de alte zone. Da. Nu există incredibil. Deci planul ar fi o plan ar fi și destul, zona, de, fezabil, destul, destul de fezabil, destul de fezabil, da. 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 Da, eu... mă gândesc cei care ne, ne urmăresc, am văzut că există posibilitatea de voluntariat de... care ar fi lucrurile cu care ar putea ajuta. Varianta voluntariatului e tare utilă, mai ales că e o da. formă foarte organizată și care presupune atât cât cât timp și câtă dragoste are fiecare, nu presupune ceva foarte specializat susținere financiară, mă gândesc, Și asta da. și asta prin donații, sponsorizări, sunt oameni care au firme și care plătesc oricum impozit da. către stat român, altfel până la 20% pe profit se poate uh, direcționa către un ONG. Deci există variante și oricum pe cei care vor, invit să vadă despre ce vorba, vorba scripturii, uh -huh. e mai crezută vederea adică decât auzul. Categoric. E important să să și vedem, să da. și vedem da. ce se întâmplă. Un, un lucru care mi s-a părut uh, interesant în cazurile de care am auzit, de care am auzit eu, și adevărul e cum ar face orice în fața, în fața morții, ar căuta orice soluție și când primești un diagnostic te gândești la orice și mi se pare că mulți apelează la medicina alternativă și uh, chiar am citit și în, și în cartea dumneavoastră lucrul acesta abordat. Uh, ce-i sfătuiți pe uh, Ceea, frate, -a ce ați citit în, în carte e scris, să zic, dintr-o supărare am uh, sau dintr-o frustrare pentru că am întâlnit da. pacienți care au renunțat total la medicina clasică alopată, la medicina uh -huh. curativă și pentru, pentru care existau șanse, uh, doar pentru că cineva le-a sugerat că o oh, ciupercă tibetană sau cine știi câte mai Ei Dacă, dacă căutați pe internet, uh, temiri, temiri, ah. dar pe de altă parte, uh, am încercat cândva să caut ce există, ce variante există pe internet uh, și... Am încercat să le citesc în cheia omului bolnav, uh -huh. ca așa dacă le citești a apucă râsul de cele mai multe ori. Dar când ești în situații cu siguranță, te lești de, de orice. Orice licărire orice pare licărire. o Și da. De obicei, medicina îmi place când e complementare, când e pe lângă cea clasică, dar când devine alternativă, când vrea să o înlocuiască, atunci, atunci deja am o problemă ca să ca să vă gândiți oricât vi s-ar părea de nepotrivit sau sau um, am avut o doamnă care era aproape într o stare de disperare că cineva i-a spus să și facă rost de o bucată de asfalt de pe aeroport de unde trec avioanele, acolo trec cu 700 de km pe oră sau cu cât, nu știu, 300 și schimbă sau așa. Și oarecum și o energizează societate. și a trebuie pusă în apă și o-ți peste noapte și bei apa și și întreba pe toată lumea dacă se nu știe. Fea. Și era da. un om cu pregătire, dar atunci când se activează partea aceasta emoțională, când spiritul să zicem, la spiritul de autoconservare, dar am zis așa, mai duhovnicește, mai uh -huh. din punct de vedere creștin, Sămânța această veșnicie pe care Dumnezeu s-a în o noi. Că noi suntem făcuți să fim veșnici. Da. Dar noi credem că e aici, e aici da. veșnicie, așa da. atunci ne agățăm de orice. Trebuie foarte multă grijă. Sunt terapii care implică partea aceasta biologică și care nu sunt fără risc. Oricât ar părea, nu sunt fără risc. Că oamenii zic, acum rău nu are ce să-mi facă. Ba da, da se poate să-ți facă și rău. Dar sunt și terapii care... Implică partea spirituală într-o manieră tare interesantă. Nu știu, Reiki cu ființa universală cu pe care o invocăm să vină. Nu știm cine e acea ființă. E interesant să ne jucăm cu invocări de felul ăsta. Adică ar trebui să. Să fim cu mine. Să apelăm la discernământ. Și vorba ecleziastului, să-l cinstim pe doctor că și pe l-a lăsat Dumnezeu. Deci că omul înțelept nu se va tulbura de liacuri și le va lua atunci când e cazul. Mă gândesc la la dumneavoastră și la colegii dumneavoastră cei peste 40 de colegi care a spus că sunt implicați în cadrul centrului. Cred că e o activitate cu o mare încărcătură emoțională, spirituală. Cum faceți față? Sau cum vă raportați la un nou pacient? E doar încă unul pe listă sau cum cum reușiți să duceți misiunea așa cum cum doriți să o faceți? Mi-amintesc că în 2013 citeam mai multe despre îngrijirile paliative și în Occident se zice că ar fi bine să lucrezi 5 ani de zile în îngrijiri paliative după care musai să schimbi locul, da, da. o perioadă. După aceea, dacă vrei să revii, bine, la noi nici nu există conceptul acesta de a schimba jobul și să revii mai apoi și să faci un fel de schimb cu un alt spital și cei de acolo să vină la tine. Astfel că, iată, din 2013 sunt aproape 10 ani și avem încă angajați care sunt de la început, uhum. dar avem și destul de mulți care au plecat. Există o rotație? de Există, de mare. există și pe care nu ne-o dorim, pentru că e tare greu să obișnuiești angajații cu, uh, cu acest nou concept de medicină uhum. care nu vindecă de medicină care îngrijește de asta o și numim îngrijire paliativă și nu medicină paliativă un termen care ar sugera cumva o medicalizare excesivă a unui moment din viață care are nevoie de mai multă grijă decât de medicație da, da. Uh, există două riscuri, fenomenul acesta de epuizare fizică și psihică burnout, de burnout uh. exact. Uh, se poate manifesta fie sub forma numai mai pasă, exact cum ați spus, încă un pacient pe listă nu contează cine și cum sau un alt, încă un diagnostic în plus, fie sub cealaltă formă a hiperimplicării. Da, da, da. Le-am văzut pe amândouă în cadrul centrului și când am văzut hiperimplicare, era prin 2014 sau 2015 la început, 15 la început. A zis cred. ce devotat e. Exact, aia. și m-am bucurat. Da. Și mi-a zis, astăzi lucrez 12 ore, dar vreau să vin și mâine, când îs liber. Da, da. Și am zis, wow, ce băiat bun. Exact. Și a venit o săptămână zi de zi și după aceea și-a dat demisia. Deci a fost uh, supra, supra și- Trebuie ajuns la un anume echilibru. Trebuie ajuns aici, la un echilibru în care uh, să nu mori cu fiecare pacient cât un pic, de în același timp să fii suficient de implicat încât lui să, să fie te mai bine. te aproape. Exact. Da. exact. Am înțeles. Uh, foarte interesantă discuția, experiențele și uh, probabil că lasă așa o în, în inima, și a mea, și și a celor care poate ne ascultă, o doză de greutate spirituală, emoțională, pentru că discutăm de, de oameni care trec prin suferință, trec prin durere. Și aș vrea oarecum, înspre, înspre final, să vedem câteva imagini pozitive, lucruri care, de-a lungul timpului, v-au marcat, v-au încărcat în cadrul slujire pe care o faceți. Țin minte unul și îl repet adesea. Da. S-au ținut minte mai multe, dar asta parcă m-a impresionat mai tare. O doamnă dintre cele pe, sau dintre pacienții pe care vi-am menționat cu dureri cronice luni de zile a venit la noi, a durat cam o zi și ceva să găsim o, o, un plan pentru terapia durerii da. să fie impecabil și apoi mi-a zis că aici mă simt ca în stațiune. Adică un om în stare terminală să-ți spună că se simte ca în stațiune într-un spital... Înseamnă că... Faci da, ceea ce trebuie. Exact. Ator. Sau alți pacienți da. care le spuneau parasenților, dacă mai știți pe cineva bolnav de cancer, aici să le zice să vină. Mm -hmm. Aici să le ziceți, de parcă era ceva bun în tot spitalul ăsta, nu știu, e da. tare dificil să chem pe cineva. Sau oameni care se bucură, câteodată mai întreb, așa când am timp acum, din nefericire, cu partea asta birocratică, avem tot mai puțin timp de oameni. Da. Bine, până la urmă încerc să mă consolez cu ideea că și birocrația e, 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 e tot în sprijinul lor, da. cumva, ca lucrurile să funcționeze. Uh, îi mai întreb dacă vor să mănânce ceva anume și oamenii câteodată au preferințe culinare interesante. Țin minte că erau internați soț și soție în același salon, soși amândoi. Și da. Și au zis că vor să și o mămăligă cu brânză și cu smântână, că n-am mâncat de mult. Era și mai ușor de înghițit. Da, da, da. și au doamne, așa bucurie n-am mai avut de mult. Că și lucruri pe care da. noi, noi le vedem acum, cumva, drepturi. Uh -huh. Acum suntem obsedați de drepturi. Da, 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 e dreptul meu să mănânc, să beau, să umblu, să mă mișc singur, să respir singur. E pentru alții, e dar, dreptul meu să am o, o viață normală. Da. Așa gândește da, omul. Da. Pentru alții daruri, daruri da. de la Dumnezeu. Deci ați descoperit darurile lui Dumnezeu, da. în anumite. Pe care, acolo. iarăși da. revin la ce, ce spuneați mai devreme, ar trebui să le redescoperim în fiecare clipă, să nu așteptăm acel moment. Da. Să ne bucurăm, să-i mulțumim lui Dumnezeu în fiecare clipă, zicem, Doamne, îți mulțumesc astăzi pentru că am putut să lucrez. Uh -huh. Doamne, într-o zi și eu și eu am mers la, la centru mai obosit și ziceam a, astăzi dacă era să stau acasă, ce bine, bine era. era. Da. Cum avem toți, cu toți zile și uh, culmea, mi-a întâlnit Dumnezeu în cale tocmai un pacient care a zis, știți și mi-aș dori în viața asta, numai să mai pot să mai merg câteva zile la lucru. Da. Hop, și am zis, nu asta e calea, să ne bucurăm pentru că putem să exact. muncim, pentru că exact. putem să umblăm și să da. fim alături altora. Să Apreciem lucrurile pe care Dumnezeu ne le oferă în fiecare Așa zi. Ai. Da. Um, știu din, din, discuțiile noastre de dinaintea uh, podcastului, uh, predați și în cadrul uh, UMF, în cadrul Universității de, de, Medicină. Am avut marea bucurie ca din octombrie să se înființeze această catedră de îngrijiri paliative în cadrul UMF-ului. E foarte mare nevoia și alături de câțiva colegi de mei suntem cadri didactice asociate acolo. Uh, e tare mare nevoia pentru că medicii au nevoie să să vadă că în pacient, pe lângă partea sa biologică, mai există încă multe lucruri. Da, da. Nu întâmplător, în, în grijile paliative există acest concept de durere totală, adică o durere care depășește limitele somatice, strict fizice, fiziologice. Uh, Mi-am inteles de o doamnă uh, care, deși am stabilit un plan de tratament de terapia durerii bun, totuși zicea, Mă, da, mă doare, totuși încă mă doare. Și, și au o expresie. Oamenii care au o suferință totală au o expresie. Zic, toate mă dor. Da. Localizarea aceasta imprecisă a durerii. De obicei îi spui, mă doare capul, mă doare o da. mână, mă doare un dinte, dar localizarea aceasta imprecisă a durerii trădează o suferință complexă, globală, care include și alte componente. Fie, a spirit, fie spirituale, sociale. Doamna, de fapt a fost părățită de soțul ei exact în momentul în care a aflat el că este bolnavă. Sigur, nu o judecăm pentru că nu știm fiecare cum reacționăm. Da. E, e, e dureros. El era medic și a zis eu nu pot să știu care-i traseul și nu pot să fac față unui asemenea moment. Ei și până uh -huh. ea n-a verbalizat după vreo oră chestia asta să, să ne o spună și noi că de fapt asta era suferința, da, da. terapia durerii era imperfectă. Așadar, e nevoie revin e nevoie ca medici asistenții medicali pentru că și au în, în curiculă în materia aceasta să, să învețe că se adresează unei persoane care are și suflet, care are acasă greutăți, care are uh -huh. și o casă yeah. și o familie și câte și mai și un serviciu și câte probleme sunt pe lângă strict simptomele sau semnele pe care le vezi și ai vrea să le menegerez profesionist. Există o, o percepere holistică exact, pentru exact. Al, situațiile e în care esențial, se află un astfel de pacient. E esențial. Mă gândesc acum la, la final. Preotul, medicul Bogdan Chiorian, când se trezește dimineața, ce oferă bucuria unei noi zile, energia unei noi zile? Ne facem planuri și atâtea planuri ne facem și... Uh... Mi-a zis un coleg, zice, știi, povestea aceea că dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să zâmbească, să-I spui planurile tale. Da. Eu cred că-L fac pe Dumnezeu să zâmbească foarte mult, că îi spun adesea ce planuri avem, dar ne încarcă tare mult acești pacienți mm -hmm. și ne fac să simțim mult mai multă bucurie. Cumva, când intrăm pe partea instituției, mi se pare așa ca o, ca o poartă magică, ca o poartă galactică. Parcă acolo e realitatea lucrurilor, acolo e realul lucrurilor. Mm -hmm. Restul, când ieșim... Totul e ofertă, e promoție, te vânează din stânga, din dreapta, te duci cu mintea în toate părțile, dar acolo e realitatea lucrurilor, cam în direcția aceea suntem toți. Până la urmă, acolo aveți de a face cu viața și cu moartea, cu lucrurile de bază cu care, cu care ne confruntăm fiecare, absolut, da, lucrurile absolut. capitale. Vă mulțumesc tare mult. Aș dori să, să prezint și cartea celor care ne urmăresc îngrijirile paliative de la teorie la empatie care a apărut la editura Renașterea. Vă recomand ca să... E doar o frântură din activitatea pe care o faceți discuția noastră de aici și probabil o frântură mai largă și cartea. Dar vă, vă invit să, să o cumpărați pentru că merită, merită parcursa. Vă mulțumesc tare mult, mi-a făcut plăcere. Și eu vă mulțumesc. Dumnezeu să vă de slujirea. Așa să fie.